Giulia și-a luat rămas bun de la concurenții din casa Mireasa și a părăsit această casă mergând în platoul Capricilor. Probabil că ați văzut deja și dumneavoastră, s-a întâmplat acel sărut despre care zicea Antonio că va fi după gala de astăzi, indiferent dacă va rămâne sau nu Giulia, de fapt dacă vor rămâne ei amândoi în această competiție, pentru că la momentul când a spus aceste lucruri nu știa cine va pleca sau dacă va pleca vreunul dintre ei. Ei au tot spus toată săptămâna că în gală oricum se va întâmpla acest lucru după ce vor afla care va fi situația. Nu știu ce să zic despre îndrăgosteala asta dintre ei. Despre Giulia, cel puțin îmi este clar că era de mult timp îndrăgostită de Antonio, știam asta, se vedea, dar sincer de Antonio nu știu ce să zic, pentru că ați văzut că și întrebat în platoul Capricilor de către doamna Gabriela Cristea, s-a cam fâstăcit și nu a știut ce să răspundă în ce privește acest sărut și ce reprezintă el, spunând că nu prea știe el să-și exprime sentimentele și ce simte. În fine, nu știu cum vede el lucrurile, dar am așa o mică convingere că în curând va uita total de Giulia.